Bine ați venit! În clipul de astăzi vom discuta despre metoda comparației. Rezolvarea problemelor prin metoda comparației constă în a compara două situații diferite, eliminarea unei necunoscute și determinarea celeilalte necunoscute. Haideți să vedem un prim exemplu. Cât de curând va fi petrecerea pentru aniversarea voastră și vreți să cumpărați brioșe și suc? În prima situație observăm că 3 brioșe și 2 pahare de suc costă 17 lei, pe când în a doua situație 5 brioșe și 2 pahare de suc costă 23 de lei. Dacă vom compara cele două situații, atunci vom observa că există același termen de comparație și anume cele două pahare de suc. De aceea, diferența dintre sumele de bani provine din diferența dintre numărul de brioșe. Haideți așadar să vedem diferența de bani și vom avea 23 minus 17 lei și obținem 6 lei. Dar haideți să vedem acum diferența dintre numărul de brioșe. În a doua situație avem 5 brioșe. Iar în prima avem 3 brioșe, ceea ce înseamnă că diferența este de 2 brioșe. Și noi știm că diferența de bani era de 6 lei. În concluzie, cei 6 lei vor corespunde celor 2 brioșe. Și atunci, haideți să aflăm prețul unei singure brioșe. Și vom avea 6 împărțit la 2, care înseamnă 3 lei. În concluzie, o singură brioșă costă 3 lei. Pentru a afla acum cât costă un pahar de suc, trebuie să ne întoarcem într-una din situațiile de mai sus. Spre exemplu, dacă mergem în prima situație, observăm că avem 3 brioșe. Cele 3 brioșe vor costa 3 ori 3, adică 9 lei din totalul de 17 lei. 9 lei reprezintă brioșele, ceea ce înseamnă că suma care îmi va rămâne va corespunde celor două pahare de suc. Și atunci haideți să vedem ce obținem. 17 minus 9 înseamnă 8 lei. De aceea, un singur pahar de suc va fi 8 împărțit la 2, adică 4 lei. În concluzie, o brioșă costă 3 lei, iar un pahar de suc 4 lei. Mergem la următorul exemplu. Două caiete de matematică și 3 caiete de dictando costă 23 de lei. Iar 7 caiete de dictando și 2 caiete de matematică costă 43 de lei. Determină cât costă un caiet de matematică. Pentru a compara mai ușor, transcriem datele problemei astfel. Avem în primul rând următoarele notații prețul unui caiet de matematică să-l notăm cu M și cu D să notăm prețul unui caiet de dictando. Haideți să scriu de sub. D este prețul caietului de dictando. Și atunci, haideți să vedem cum scriem prima situație. Două caiete de matematică, asta înseamnă 2M, și 3 caiete de dictando costă 23 de lei. Iar 7 caiete de dictando aveți mare grijă aici pentru că noi trebuie să scriem mărimile de același fel una sub alta. Asta înseamnă că cele 7 caiete de dictando nu vor fi așezate aici, ci sub caietele de dictando. Și pe lângă cele șapte caiete de dictandu mai avem două caiete de matematică și împreună costă 43 de lei. Dacă vom compara aceste două situații, observăm că numărul de caiete de matematică este la fel, ceea ce înseamnă că diferența de bani provine din diferența dintre numărul de caiete de dictando. Și atunci, dacă vom calcula diferența de bani, vom avea 43 minus 23, ceea ce înseamnă că obținem 20 de lei. Haideți să calculăm acum diferența dintre numărul de caiete de dictando și vom avea 7 minus 3, care înseamnă 4 caiete de dictando. De aceea putem să aflăm prețul unui singur caiet și vom avea 20 împărțit la 4, ceea ce înseamnă că un caiet de dictando costă 5 Lei. Haideți să aflăm acum cât costă un caiet de matematică. Ne întoarcem în prima situație și observăm că avem 3 caiete de dictando, iar noi am aflat că prețul unui singur caiet este de 5 lei. De aceea, cele 3 caiete vor costa 3 ori 5, stați să schimb culoarea, și anume 15 lei. Dar noi în total în prima situație știm că trebuie să achităm 23 de lei. De aceea, diferența de la 23 până la 15, adică cei 8 lei, vor reprezenta cele două caiete de matematică. De aceea, pentru a afla prețul unui singur caiet de matematică, vom avea 8 împărțit la 2 și anume 4 lei. În concluzie, un caiet de matematică costă 4 lei. Haideți să mergem mai departe. 10 kg de piersici și 8 kg de pere costă 132 de lei. Știind că 8 kg de pere costă cât 12 kg de piersici, determină cât costă 1 kg de pere. Haideți să transcriem datele. Și avem 10 kg de piersici și 8 kg de pere costă 132 de lei. Apoi, știm că 8 kg de pere costă cât 12 kg de piersici. Și haideți să vedem ce putem să facem în această situație. Noi știm că 8 kg de pere costă cât 12 kg de piersici. Asta înseamnă că putem să mergem în prima situație și să înlocuim cele 8 kg de pere cu 12 kg de piersici. Așa că vom avea 10 kg de piersici și 12 kg de piersici costă 132 de lei. Și atunci putem să observăm că în această situație vom avea de fapt 10 plus 12, care înseamnă 22 de kg de piersici care costă 132 de lei. Și atunci pentru a afla cât este 1 kg de piersici, vom avea 132 împărțit la 22 și obținem 6 lei. În concluzie, 1 kg de piersici costă 6 lei. Acum, haideți să aflăm cât este 1 kg de pere. Păi noi știm că 8 kg de pere costă cât 12 kg de piersici. Așa că haideți să aflăm cât reprezintă 12 kg de piersici și vom avea 6 ori 12 și obținem 72 de lei. De aceea, pentru a afla cât costă un singur kilogram de pere, vom avea 72 împărțit la 8, care înseamnă 9 lei. În concluzie, un kilogram de pere costă 9 lei. Și în final, știai că în Delta Dunării se găsesc mai mult de 360 de specii de păsări și 45 de specii de pește de apă dulce. Acesta este locul unde milioane de păsări din diferite colțuri ale pământului vin să cuibărească. Încearcă și tu să aplici ce am învățat astăzi. 4 pescăruși și 5 pelicani mănâncă 81 de pești pe zi, iar 6 pescăruși și 7 pelicani mănâncă 115 pești pe zi. Câți pești mănâncă într-o zi un pelican? Sper că a fost util clipul de astăzi și îți doresc mult spor la învățat în continuare!